Este suficient o singură lumânare ca să împrăștie întuneric de mii de ani. Deci o singură fărâmă de conștiință, conștientă, atentă, este capabilă să înlăture mii de ani de întuneric. Deci asta înseamnă că dacă tu devii conștient de traumele tale la modul profund și le accepți ca atare, exact la nivelul ăla, fără să mai existe nicio urmă de resentiment, de regret, de, nu știu, ceva, de reproș, accepți în totalitate întunericul, s-a făcut lumină. Și asta e, în asta constă munca. Trebuie să te duci până acolo. În primul rând apare la nivel intelectual, da? De constatare la nivel logic. Sufăr. După aia apare înțelegerea că suferința asta vine de undeva. Și începi să vezi că e mare, că te duce, te poartă, de colo-colo. Tu nu ai niciun control asupra ei, da? Și în ultima instanță apare dorința de a scăpa de ea. Nu de a scăpa, să o arunci la gunoi, să lupți cu ea, să te răzbuni, ci pur și simplu să o înțelegi și să o depășești, să se transforme în tine.